Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Nu neglijați vizitele regulate la medic dacă aveți boală cronică de rinichi. Aceasta afectează funcționarea rinichilor și poate genera anemie, hipertensiune sau boli osoase. Cum trebuie gestionată boala cronică de rinichi? Aflăm dintr-un interviu realizat cu dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă la Clinica Sanador Floreasca. Doamna doctor, spuneți-ne în primul rând ce reprezintă boala cronică de rinichi. Boala cronică de rinichi este patologia în care rinichiul își pierde parțial sau total capacitatea de a funcționa normal, cumulând totalitatea patologiilor care însumează anomalii anatomice sau de funcție renală, astfel că produsii de catabolism și toxinele nu mai sunt eliminate, ci se acumulează la nivelul organismului. Putem spune de rinichi, odată ce își pierd capacitatea, afectează și alte funcții afară de cea de excreție, pentru că la nivelul rinichilor se produc hormoni importanți precum forma activă a vitaminei D, eritropoietina, hormonul care stimulează măduva osoasă să producă globule roșii sangvine, și renina, care reglează tensiunea arterială. Fel că putem întâlni patologii precum anemie, hipertensiune, dezechilibre acidobazice, patologii osoase. Deci vorbim de o patologie destul de severă. Da, extinsă. Care ar fi cauzele și factorii de risc pentru apariția bolii cronice de rinichi? Sunt anumite patologii care predispun către boală cronică de rinichi. Printre cele mai importante sau cele mai grave ar fi diabetul zaharat, sindromul metabolic, hipertensiune arterială, boală arteriosclerotică, infecții urinare complicate, litiază renovezicală sau obstrucții de căi urinare datorită adenomului de prostată sau a tumorilor de la nivelul cavității abdominale, administrarea pe termen lung a unor medicamente, malformații congenitale, boli sistemice, lupus eritematos, vasculite, mielomul multiplu. Acești pacienți care sunt diagnosticați cu astfel de boli primesc o evaluare renală, să spunem așa, obligatorie, sau ar trebui ei să fie atenți să vină și la un specialist care să evalueze și din punct de vedere renal, dacă au aceste patologii cronice pe care le-ați menționat? În principiu trebuie sub supraveghere, da? Pentru că semnele și simptomele sunt puține și pot fi nebăgate în seamă, ca să zic așa, astfel încât trebuie o supraveghere medicală, nu? Ca să știe și medicul și pacientul când să fie mai atent cu anumite, nu știu, medicamente sau anumite alimente. Dar sunt niște semne care ar trebui să ne pună pe gânduri: urină închisă la culoare sau urină, prezența sângelui în urină, urină puțin cantitativă, de asemenea apariția edemelor la nivelul pleoapelor, la nivelul membrelor inferioare, oboseala cronică, anorexia, greața, vărsătura, prurit generalizat, iar pe măsură ce boala avansează putem avea tulburări de memorie, tulburări cognitive, somnolență, confuzie. Cam la ce interval, să spunem, ar trebui să vină pacienții la medic când constată aceste simptome, având în vedere că ele pot fi trecătoare? Care ar fi, să spunem, timpul optim de prezentare la medic? În principiu, măcar o dată pe an să facem investigațiile uzuale, ca să zicem așa, dar pacienții care au anumite patologii și se știu, în funcție de gravitatea comorbidităților, la recomandarea medicului, la 3 luni, la 6 luni, sunt analize de sânge, de la uree, creatinină, ionogramă, sumar de urină, până la investigații imagistice, ecografie abdominală, ecografie Doppler de vase renale, computer tomograf sau rezonanță magnetică nucleară și biopsie renală, dacă este cazul. Acestea sunt recomandate și în monitorizarea bolii și în diagnosticul inițial? Exact. Care ar trebui să fie protocolul pe care ar trebui să-l respecte pacienții la recomandarea medicului pentru a ține boala sub control și pentru a evita complicațiile? În principiu este un
regim de viață, da? Un regim de viață care trebuie modificat în momentul în care apar analize modificate sau simptome care să ne sperie, consumul de proteine care să fie într-o limită de siguranță renală, undeva până la 1 gram de proteine pe zi, un consum redus de sare, hidratare corespunzătoare, tratarea corectă a infecțiilor urinare, tratarea litiazei renale, de asemenea tratarea rapidă a episoadelor de diaree și vărsături, care merg cu pierdere de electroliți și deshidratare, consumul moderat de antiinflamatoare sau de antibiotice cu potențial nefrotoxic. Doamna doctor, spuneți-ne ce riscă pacienții care duc boala pe picioare și care nu se prezintă la medic nici pentru diagnosticul inițial și nici pentru monitorizări regulate, așa cum ați menționat? Este necesar un diagnostic precoce, atât al bolii cât și al complicațiilor, tocmai pentru a încetini progresul bolii cronice și pentru a preîntâmpina apariția complicațiilor. Pentru că dacă nu administrăm tratament sau sunt situații care, în ciuda tratamentului, da, boala de rinichi progresează, ajungându-se într-un stadiu terminal sau apar complicații care pun în pericol viața pacientului, se ajunge la dializă sau chiar la transplant renal. Este foarte important pentru pacienții care sunt în evoluție, boala este în progresie, să fie pregătiți psihologic de ceea ce va urma, că vor ajunge să facă dializă și trebuie pregătită chiar și fistula la nivelul căreia se realizează schimbul, pentru că e nevoie de timp pentru maturarea fistulei arteriovenoase și poate și de ca pacientul să se obișnuiască cu ideea ce urmează. Și acum, ca o concluzie, din experiența dumneavoastră și din ceea ce știți, care ar fi categoria de vârstă mai afectată? Apare la persoane în vârstă sau e posibil și tinerii să fie afectați? E posibil să fie și tineri afectați. Sunt bolii congenitale care afectează și pe tineri sau sunt bolile sistemice care apare și la populația tânără. În general, persoanele mai în vârstă, da, care au comorbidități, hipertensiune, diabetul, și e nevoie de o evoluție. Da? Să zicem că diabetul poate nu apare la o vârstă înaintată, dar e nevoie de o evoluție a bolii ca să ajungă la un stadiu mai avansat. Mulțumim frumos! Și eu!